Servus, Mr. James. Servus, Peter. Vom vorbi astăzi despre tura de la Novi Sad. Interesant. Novi Sad, un orășel apropiat de Timișoara, doar 140 de kilometri, dar pe cât de apropiat ca și distanță, e pe atât de îndepărtat de noi, de cunoașterea noastră legată de Novi Sad. Eu personal nu am fost decât am trecut prin Novi Sad pe centură, dar întotdeauna mi-am pus întrebarea, oare cum ce este la Novi Sad? Da. Poate ne poți ajuta tu să ne facem puțin mai multe cunoștințe și să devenim curioși pentru a-l vizita. Cu plăcere. Ai zis un orășel. În realitate, Novi Sad este un oraș adevărat. Peste 200.000 de locuitori până la urmă. Deși este apropiat, e mai puțin cunoscut pentru că personalitatea lui istorică a fost în permanență acoperită de Beograd. Acum, după ce foarte mulți dintre noi au fost de multe ori la Beograd și au intrat puțin în istoria Serbiei, dar nu numai în ei, ci a centrului Europei, multă lume, așa cum te întreb și tu, se întreabă, dar ce este cu Novi Sadu? Novi Sadu a avut o altă evoluție decât Beogradu. El este mult mai apropiat de cultura centrală europeană și, prin urmare, și de noi bănățenii în general. Și la Beograd, la Novi Sad, există o varietate de etnii, bineînțeles de la sârbi, români, unguri, ucrainieni sau ruteni, slovaci, țigani și așa mai departe. În Novi Sadu s-a dezvoltat ca oraș de sine stătător, începând cu 1600 și ceva. Până atunci exista doar cetatea Petrovaradin. Astăzi Petrovaradinul este un cartier, este cartierul istoric al Novi Sadului. Novi Sadul este un oraș nou, stil baroc, ca și Timișoara, pe celălalt mal al Dunării. Novi Sadul, stânca Petrovaradinului, include și această cetate bine păstrată astăzi. Cu alte cuvinte, ca turiști acolo vedem două chestiuni. Petrovaradinul, orașul vechi, nucleul istoric al Novi Sadului, pe un mal al Dunării amplasat, și orașul Novi Sad, nou propriu-zis, care este pe partea cealaltă a Dunării. Dar aici nu este numai Dunărea. Vine și canalul Dunăre-Tisa-Dunăre, care face parte din cei 1000 de kilometri de canale săpate de austrieci, din care face parte și canalul Bega. 1000 de kilometri de canal săpat de austrieci. Acum fac și o paranteză. Austriecii au proiectat canalele, dar mâna de lucru a fost a populației care a locuit acolo, inclusiv a românilor, și atunci pe undeva lucrurile astea trebuie privite ca fiind și ale noastre, ca tradiție istorică, evident. Prin urmare, o tură la Novi Sad din start se anunță foarte, foarte interesantă. Austriecii care l-au botezat Neuschatz sau Neusatz au rămas prezenți în cultură, așa cum este și la Timișoara. Prin urmare, o tură la Novi Sad nu presupune un efort de adaptabilitate deosebită din partea noastră. Vom înțelege imediat elementele culturale de acolo și pentru mine Novi Sadul ca Novi Sadul, dar drumul până la Novi Sad, mai ales când vii înapoi, îți arată cât de mare este această câmpie,
pe care noi impropriu o numim Câmpia de Vest, așa, ca lipsă de imaginație, lipsă de inspirație, spunem Câmpia de Vest, dar de fapt ea face parte din Marea Câmpie Panonică, care cuprinde și Timișoara, și Novi Sadul, și Beogradul. De-abia mergând la Novi Sad, îți dai seama cât de mare este această câmpie panonică. Culmea, dacă mergi la Budapesta, nu-ți dai seama cât de mare este această câmpie panonică, dar când mergi la Novi Sad, îți dai seama, pentru că este dreaptă, dreaptă ca masa peste tot. Așa că tura asta este o tură foarte, foarte faină. Mulțumim, Mr. James. Abia așteptăm să ieșim în tura asta. Sigur. Până la o nouă revedere. Seaus. Seaus.